Salutare! În această seară, în acest nou episod în Dodi, vom vorbi despre capitolul 5 din cartea lui Hermann Hoppe. Capitolul se numește Socialismul Conservatorismului. Așa cum prietenii noștri de la Institutul Mises România au tradus pe site-ul lor. Puteți să citiți cartea și acolo. Veți găsi linkul în descriere. Da, înainte de a începe discuția despre episodul de astăzi, o să vă rog jos în descrierea la care v-a vorbit Gabi să mai găsiți și alte locuri unde mai dați de noi pe net. Și am uitat ceva? Da, am uitat! Dați like acolo, că e cazul să dați like ca să se ducă video-ul, să-i placă algoritmului, să ne placă și nouă, toată lumea să fie fericită. Dacă vreți să mai auziți de noi, aveți și opțiunea de subscribe. Nu uitați să apăsați pe clopoțel, că altfel e degeaba. Și niște link-uri în descriere de Crypto și Patreon, dacă vă dăm mâna să susțineți un efort. Principalele diferențe față de cele două socialisme discutate anterior ale conservatorilor sunt de fapt cea mai mare, mi se pare mie, faptul că nu sunt niște egalitarieni. Ei nu-și doresc o egalitate între oameni, sunt anti-egalitate, doresc să păstreze status quo-ul prezent, să zicem, dacă vorbim pe epoca, despre anii contemporani, se spune că PSD-ul și PNL-ul la ora actuală sunt conservatori și doresc să-și păstreze un status quo. Zis bine, să-și păstreze. Da. Dar de asemenea, eu l-aș băga inclusiv pe Iliescu la conservatori. Așa, și pe Ceaușescu. Pentru că el își dorea un fel de liniște, pace, socială, lucruri nu, de genul, ca să nu zgândească. Ca strategie de schimbare, da. Și sunt oameni care așa au luat independent. Da. Deci o strategie tip ăla din Polonia, Balcerovici. Sau și sărăniștii noștri. Una de schimbare, hai să privatizăm tot. E una revoluționară, să-i zicem. În timp ce Atitudinea Iliescu a fost una graduală. Hai să, încetul cu încet. Deci asta ca strategie de schimbare, nu ca așa. Da. Rolul al statului în economie, ca așa. Da. Hoppe, oricum, începe cu puțină istorie și conservatorii clasici ar fi cei care doreau să-și păstreze privilegiile feudale la început. După aceea, burghezii noi îmbogățiți, după ce au trecut de o fază inițială și au terminat, să zicem, războiul cu aristocrația și au impus propriile agresiuni cu forța statului pentru a-și păstra privilegiile, creându-și diverse mecanisme pentru aceasta. Cine anume? Noi îmbogățiți, burghezii. După ce... Burghezii erau liberali? Zbor foarte departe. Nu. E cum să dureze puțin episodul altfel decât dacă ne face rezumatul Gabi. Îl povestește Gabi în 5 minute, s-a terminat. Nu, revenim. Uite, sau putem Gabi de fapt zice, puneți mâna și citiți. Eu vă zic despre ce e vorba. Vedeți, e interesant. Uite, obiecția mea era, păi burghezia nu era cu liberalii? O răspunsul lui Hoppe poate fi, păi da, e și în sensul ăsta. Conservatorismul e socialist, că ține cu... Nu. El îți explică clar că burghezia, la ce se referă el, la burghezie, se referă de fapt în accepțiunea cuvântului burgeri. Oamenii care au venit la oraș, nu de mâncare, da? Oamenii care au venit la oraș, fiind infectați de sistemul ăla feudal, atunci când și-au creat un pic de vad, au zis, păi da, de ce să nu aplicăm noi metodele astea cu care oamenii sunt obișnuiți deja în favoarea noastră? Asta mai încoace, că burghezia era mai curată, cred că aia, nu? Dar aia la început, din... da, a fost mai curată. Nu, din contră. Nu se băteau ei cu nobilii, comercianții. La început.
În timp ce burghezia asta de azi... Dar nu e vorba de asta de astăzi, e aia din momentul imediat următor. Da, deci secolul 18-19. Au... Nu, mai devreme vreme de atât. Păi da, gândește așa, Costel. Veneția. Gândește, lasă Veneția, gândește la Brașov, da, că avem aici la noi încă în țară, da, orașul care este apărat, te duci la Brașov, vezi turnurile breslelor. Da, fiecare breslă avea treabă să apere un turn și poți să numeri câte turnuri sunt, atâtea bresle erau. Chestiile astea erau făcute pe la 1400-1500, nu la 1800. Adică tu ai, asta îmi place la Hope, că povestește pă, istoria asta, pleacă de la comuna feudală, mă rog, de la situația feudală, da? Și spune că la un moment dat din asta au apărut negustorii care erau mai puțin predispuși la a fi înstăpâniți precum erau țăranii, da, care erau practic legați de pământ. Negustorii au mai călătoreau de aici colo, au vrut să-și facă un cum îi spune, un sistem de legi ceva mai internațional și a apărut odată cu succesul lor, prosperitate economică. Și el face aici mențiune, mi se pare, la orașele din nordul Italiei, da, Milano, Veneția, Genova, cred că și Torino era printre ele, și la Liga Hanseatică, și după aia el mai spune orașele Flandrei. Asta e adevărat, dar ele sunt ca o continuare. Așa, mare parte din orașele Flandrei au făcut parte din Liga Hanseatică și practic acolo doar au continuat, s-au împrăștiat și s-a continuat tradiția. Dar ideea e, chestiile astea toate, înstăpânirea, adică expansiunea negustorimii, s-a întâmplat pe la 1300-1400, cam așa. Dar deja când ajungem pe la 1400, deja încep să, odată ce s-au, ce-au făcut, cum am spus, o bază, un cheag, un vat, s-au întors repede pe călcâie și au început să își consolideze puterea, că negustorime, negustorime, dar mai trebuie să mai faci și producție. Și aici începe să apară locul în care ei se reînstăpânesc pe socialist. Cine se băteau așa? Păi ei se băteau în principal cu nobilii locali. Că nobilii locali ziceau, ce faceți voi acolo fără dreptul meu? Aia care erau mai apropiați. Și zice Hope că ei își luau aliați pe nobilii mai depărtați. Regi. Nu, ei au dat. În felul ăsta ei au împuternicit monarhul. Că în mod normal monarhul nu intra peste. Adică nu intra peste nobilii locali. De ce? Pentru că în sistemul feudal... nobil local îți dădea armată, tu ca monarh n-aveai, tu te bazai pe ce-ți dădea ăia. Dar acum, tu putând să te bagi să-i taxezi pe negustori de unde dintr-o dată aveau mai mult loc de bani, puteai să-ți cumperi și armată, puteai să-ți cumperi mercenari, puteai să termini nobil local dacă aveai un conflict cu ei. Se schimbă raportul de forțe. De ce trecem așa repede? Vreau doar să subliniez ideea asta, că, domne, întotdeauna odată ce cineva s-a aflat într-o anumită poziție socială, a încercat prin metode agresive să și le păstreze. Nu, mobilitatea asta socială pe care liberalismul a adus-o după 1700, de când ideile astea liberale au fost, să zicem, discutate și aduse la cunoștința publicului, au deranjat pe cei care aveau. Da? Și prin cele trei căi pe care Hope le menționează, conservatorii au încercat să și le mențină. Prin controlul prețurilor, prin reglementări și prin controlul comportamentului. Față de socialiștii de dinainte, social-democrați și marxiști, ei nu-și doreau pur și simplu o schimbare a ordinii sociale și după aceea să taxeze sau să reușească să revină la vechea ordine socială.
și doreau să, din fașă, să nu lase să se schimbe nimic ante. Și pentru asta apelau la niște procedee pe care socialiștii din cele două capitole anterioare nu le implementau. Nu știu, mie nu mi se pare neapărat corect să vorbim la trecut de metodele astea pe care le pun, pe care spui tu, Gabi, că le puneau ei în aplicare, și motivul pentru care zici că nu mi se pare corect să vorbim la trecut este că ei, inițial, conservatorii în perioada asta, să zicem, pre că și Hoppe, cum să zic, evidențiază practic în parte istoria în două, înainte de Revoluția Ideilor și după Revoluția Ideilor, da? Și a zice că la trecut vorbim de înainte de Revoluția Ideilor, că... Când era doar feudală. Când era, exact, când era doar feudală. Să plânge el că au rămas din inerție ideile feudale prea mult în societate și acum se organizează... Și acum. Da. Uite, de exemplu, o măsură conservatoare pe care autoritățile de la noi au luat-o, pe lângă multe, adică sunt multe, nu numai. Dar vreau să zic TVR-ul, de exemplu. Nu neapărat că îl subvenționează, ci printr-o reglementare. Trebuie să fie TVR-ul, trebuie să fie preluat de cabliști, obligatoriu. Da? Sau de asta, de televiziunea Trinitas a Bisericii Ortodoxe. Da, da, iarăși nu vorbim de același lucru. Eu spuneam că înainte de momentul ăla al Revoluției Ideilor, aș spune că aș putea să, de asta zice că aș împărți în două. Și aș zice că măsurile feudale efective erau sabia și securea, frate, nu altceva. Adică dacă tu mișcai în front, ăla, prințul care era nobil local, nu-ți băga o reglementare, îți băga o țeapă în fund. Deci apropo de ce asta. Păi da, asta spun, că din ce a povestit Gabi s-ar înțelege că și ăia tot din astea făceau. Nu. De asta spun, nu sunt măsuri feudale, astea sunt măsuri care apar după ce deja apar transformarea liberală a societății, după revoluțiile pe care le menționează și el aici. Puneți mâna și citiți cartea ca să vedeți despre care vorbim. Da, sunt și alea de la 1948 între ele. Am zis, dar cum ați face distinția, a zis deja Gabi niște lucruri, dar cum ați face distinția între motivațiile unor egalitariști ca comuniștii puri sau socialdemocrați și conservatori? Pentru că nu sunt numai economice, adică mi se pare că Hoppe analizează economic ca să arate că sunt dezastroase și astea și numai la vale să duc, ca să mai scurtăm episodul. Dar mereu există și niște valori din astea morale, etice, aici mai intră și partea asta de credință, ni s-a revelat. Asta cu ierarhia. Deci aia voiau egalitatea, aveau scopul egalității și de-aia preferă o taxare, știi, că se egaliza taxarea, în timp ce conservatorii acceptă ierarhia. Acceptă ierarhia și vor să o conserve sau sunt reticenți față de schimbare, știi, vor să schimbarea să vină mai... Surprinde niște puncte importante ale conservatorismului. Uite, atitudinea asta față de schimbare. Aia contra prețurilor, și eu m-am uitat ca curca în crăci, adică... E. Are sens. Deci ar fi... Are sens. E. Doar o parte are sens. Aia cu... Dacă te uiți pe notele de substanță, și el observă asta. Eu am zis că observația mea originală, că teoretic ar trebui să se uite doar la prețul minim, că ăla favorizează producătorul, că ăla favorizează consumatorul. Ori dacă tu vrei o ordine de asta care îți prezervă ierarhia și pentru bogați, ca să zic așa, trebuie să favorizezi tipul ăla de control de preț. Bine, și asta poate a trăit și în două vorbe cam ce ar însemna controlul prețurilor. Păi în mare sunt două scenarii. Un preț maxim, trebuie să faci comparația cu prețul pieței, să zicem că o portocală e 3 euro,
la prețul maxim stabilit de stat, să zicem că o pune la un euro. Ce se întâmplă? Penurie. Penurie. Celălalt scenariu e când o pui la 5 euro. E un preț minim. Supra 5 euro și rezultă surplus. Oferta e mai mare decât. Nu că surplus sună bine, dar supraproducție e clar că aduc... Ai stocuri. Ai stocuri. Dacă prețul de piață e 3 euro și statul a pus-o artificial la 5, vor producătorii să producă, dar nu o vrea lumea, știi? Și scenariul care era scenariul maximal, de ce nu? De ce aveai criză? Ah, pentru că era prea ieftină. Era prea mai mare ieftină, decât nu se mai produce. Criză. Da, nu se produce destul. Deci astea sunt explicațiile economice. Bună întrebare, de ce înțelegi nuanța mea? Ar trebui să favorizeze bogații, adică controlul minim, controlul maxim. Controlul, prețul maximal vine dinspre socialism, că vrem să creștem accesul. Și el observa asta. Și am vrut să-i aduc critica asta. Bine, aș putea itera critica. Ok, deci o mai vii cu ea în discuție, știi? Prea este că conservatorii doresc să încurajeze niște comportamente în consumatori și să descurajeze alte comportamente. De da, practic, mecanismele astea sunt legate mereu. Da. Nu sunt așa frumos pe felii. Ce fel de conservatori sunt ăștia? Așa se fac, da. Doar cu controlul prețului. No, de exemplu, le dorim tot o populație mai religioasă, da? Punem prețul Bibliei sau altor materiale religioase jos. N-ai voie să vinzi Biblii peste 3 cinți. Eu știu. Așa, ajută și ăla maximal. Ca o subvenție, ajuți, da, crește cererea de Biblii. Da. Are sens, da. Sau vrei să descurajezi țigările sau alcoolul, da? Invers. Pe lângă... Și nu numai, gândește la următorul lucru. Din prima, la un preț din ăsta maximal, producătorii mai mici dau faliment primii. Piața se curăță de ăia care au mai puține resurse, de ăia care sunt marginali, care sunt veniți recent în piață. Amici. Păi ăștia ai trimite acasă. Adică tu poți să păstrezi ierarhia, că ierarhia e reprezentată și de proporții, nu numai de... Da, interesant. Îi dăm banii unora. Adică trebuie să te gândești și la faptul, domne, familia Piscupescu este familia de cizmari de la noi din oraș. Și odată vine unul care îl cheamă Cocoșilă și se apucă să facă sandale. Cum așa ceva? Adică nu sunt cu patalama. Adică ar putea fi și intenționată chestia. Da, da, da. Și așa se prezervă ierarhia aia conservată. Exact, asta spun. Eu în cheia asta am văzut folosirea prețului respectiv. Nu m-am gândit, dar mi se pare... Ce mi s-a părut interesant a fost că a subliniat mă rog, pe mine m-a atins, că zicea vor să păstreze, nu, care e trăsătura definitorie, să zicem, conservatorismul. Păi vrea să păstreze. Vrea să conserve niște valori, niște chestii și atunci să opune marilor schimbări. Și a zis, de ce vor ei chestia asta? Nici el nu detaliază prea. E chestia asta, trebuie să ne mulțumim cu ea. Egalitate versus inegalitate, știi? Și că acceptă ierarhia, să zic. În timp ce comuniștii nu acceptă. Suntem toți frați acolo. Sau, mă rog, socialiștii au tendința ales la egalizator. Uite, un socialist ateu care nu are, să zicem, respect față de valorile trecutului, față de un socialist conservator, cum este, de exemplu, Ministerul Culturii la noi, e o casă monument. Un socialist zice, da, domnule, fii ce vrei cu ea, nu mă interesează, dar dacă nu-mi place ce faci pe acolo, te taxezi după aia. Da? Și zice, uite, aș vrea să pun niște termopane. Păi, Ministerul Culturii zice, nu e voie, poți să faci ce vrei tu. Nu e voie. Nu mă interesează câți bani plătești, cât ce taxă îmi plătești, nu ai voie. Stai cu ea, sau ai acoperișul găurit. Stai cu ea, plouă prin ea, nu mă interesează până când nu aprob eu un plan de restaurare a acelei clădiri. Ai ce să faci. No, pe când un socialist zice, doamne, fii ce vrei, după aia 30% sau nu știu ce, dai mie. Nu mă interesează ce... Da, ți-a crescut valoarea la proprietate, te taxez.
Eu zice că din punctul de vedere al socialismului conservator poate să apară și ideea asta să te oblige sunt o felul de obligații pe care ți le poate impune consiliul local pe proprietatea ta ca să nu scadă valoarea zonei, da? Te obligă să o ții vopsită, te obligă să repari gaura aia din acoperiș, te obligă să tunzi iarba, te obligă să nu vinzi la negri dacă mergem până acolo. Poate ca să nu scadă valoarea zonei, să se prezerve valoarea. Deci argumentul respectiv, mie asta mi se pare foarte interesant la Open, nu a zice că interesant este nu numai faptul că socialiștii folosesc aceleași tip de mijloace cu conservatorii, că lumea de obicei percepe ca fiind în opoziție, mai ales te uiți acum la scena politică americană, păi ăia de la stânga îi fac conservatori pe ăia de la dreapta și conservator e un cuvânt murdar pentru ei. Ăia de la dreapta îi fac socialiști pe ăia de la stânga și socialismul e un cuvânt murdar pentru ei. Dar pentru ăia de la stânga socialismul e un cuvânt curat pe care îl îmbrățișează cu ambele mâini. Conservatorismul e un cuvânt curat pe care ea din dreapta îl îmbrățișează cu ambele mâini, știi? Cu prima parte nu sunt de acord. Poți să rămâi? Obama nu îmbrățișează termenul socialism. Bernie Sanders îl îmbrățișează. E o minoritate aia care... Nu zici că e o... Care fății. Da, pe și Hoppen a zis în capitolul trecut sau cu două capitole că sunt reticenți față de termenul socialist, deși ei sunt socialiști. În America și poate la anii 80, asta mai era. Nu, în Europa nu e nimeni reticent de față de termenul Zice socialist. Zice PSD-ul, noi suntem socialiști? De câte ori? În România, unde ai istoria comunismului, dar uite-te în toată Europa de vest. Toate partidele de la putere sunt socialiste, sunt cu socialism în nume, zic numele socialismului și fac propășirea socialismului. E posibil să ai dreptate pentru vest. Păi asta zic, pentru Germania, cine a avut guvernul în Germania până acum? PSD-ul. Europeni, pentru este europeni și pentru american. Adică se feresc. Americanii au început să nu se mai ferească așa de mult. Ei se gândesc când vor folosesc cuvântul liberal, te gândesc la socialist sau... Tocmai de asta a și apărut. Cine, americanii, când îi fac pe ea liberali? Nu. Când sau liberalii Obama, când se numesc liberali? Da, când liberalii când se numesc. Zice socialdemocrație din asta care permite omului să nu aibă probleme de zi cu zi, genul ăla de libertate, ei... Așa zic ei liberals. Libertate ca acces la bunuri. Mă rog, hai să... Acces la bunuri de la stat. Și dacă e să luăm programul lui Obama, da? Poate că el nu-și zicea socialism, dar arată-mi tu un punct din programul lui care nu e socialist. El își zicea vulturi, dar era o rață, care mergea ca o rață, măcânea ca o rață. Da. Nu, asta tot e bine. Că lumea are inhibiții față de la folosire. Termen. Deocamdată, asta spun, deocamdată. E posibil că sau America pe Obama de ani. Era, cum să zic, și-a terminat mandatul în 2016, da? Peste 3 ani o să fie 10 ani de atunci. Oh my God. S-au schimbat lucrurile. Dacă se ridică populismul, poate s-ar putea să fie. Vedem. E upgrade de temniță. Ce mi se pare interesant față de libertarian între cei pe care i-am discutat până acum. Că, uite, conservatorii trag o linie de multe ori arbitrară. Ce păstrăm? Nu ziceam mai devreme. Păi păstrăm ceva ce e acceptabil astăzi. N-au așa o mecanism, o teorie prin care să verifice, domnule, ce e corect. E corect ce e acceptabil. E corect ce ne place nouă, ce zice lumea, e așa un fel de puterea majorității care e chiar nu neapărat la vot. Să știi că și unii dintre libertarieni, dacă ar fi, mă rog, de fapt eu nu le spune libertarieni, dar unii dintre anarhocapitaliști, să spunem, da, cam tot acolo ar ajunge. Ei au senzația că nu e acceptabil astăzi statul, da, identifică, dar când se apucă să modeleze anarhocapitalismul care îmi place mie,
ăla de pe viitor. Asta, da? Asta e un titlu bun de carte. O să... Capitalismul care îmi place. Da, exact. O să... Ce, îți dă comunism cu fața umană? Nu, o să-ți dea tot ce e acceptabil. Vine lumea și zice, păi, e o piață. Păi ce o să accepte unii, ce o să accepte alții, știi? Adică... Și vine unul și zice, bă, libertarienii vor să mănânce copii. Și vine și găsești un anarhocapitalist de ăsta confuz care zice, păi dacă e acceptabil, nu e nicio problemă cu asta. Zic, da, da, ce vreau să zic? Dacă vreau să-l contrazic pe Alexandru cu ceva. Cu America, ce ziceai tu? America, eu nu ziceam. Conservatorii. Eu nu ziceam nimic de America. Uite, nu... aici poate confuza Hoppe pentru noi când ne gândim, noi libertarieni, sau chiar românii. La conservatorism, te gândesc la conservatorismul american, care e un liberalism clasic cu două, trei interdicții în plus. Adică sunt niște oameni prostat minimal. Ce descrie Hoppe aici și după propria lui mărturisire, ar fi mai degrabă un conservatorism european. Deci în Europa. Da, pentru că altfel, la America e ok, știi, adică sunt e mult mai liberal, știi, n-are, teoretic ăla e împotriva controlului prețurilor, știi, deci nu. Pe de altă parte, e pro-reglementarea cocainei, știi? Pe de altă parte, nu cred că este vreun punct din... Deci dacă e să privim lucrurile în felul ăsta, nu mai există niciun fel de conservatorism european. Asta vreau și asta partidele zic. Adică singurul partid... Singurul partid conservator care a mai rămas sunt de fapt două. Este Partidul Conservator din Bavaria, Partidul Creștin Conservator din Bavaria, care domină acolo alegerile. E, vreau să zic că e sus, e mare. Sloganul lor era șanță în furale, știi, acum câțiva ani, știi? Gândește că socialdemocrația europeană e despre șanse. Am înțeles, eu vorbesc ca nume acum, deocamdată vorbesc ca nume. Și mai Partidul Conservator din... Marea Britanie, da? Care e vorba, e la guvernare de... pe vremea să tot fie. Aș da, zici că sunt mai apropiate mai apropiate de conservatorii sau mai multe nu, idei. Nu, ce vreau să spun e că astea măcar mai au firma. Mai au firma. Nu mai găsești. Nu mai găsești conservatorism înăuntru lor, nici să dai cu tunul, decât poate prin ăla din Bavaria așa ascuns într-un colț undeva, uitat. Se numesc populare. Asta europene. La un moment Partidul Popular Austriac, Partidul Popular... Da, da, Partidul Popular, teoretic populismul e o altă doctrină decât... E complet opusă conservatorismului. Populismul poate să se intersecteze cu conservatorismul dacă populația e conservatoare. Yes. Mă rog, sensul lui popular, sensul inițial era că... ăștia, comuniștii, vedeau antagonismul ăsta între burghezie și muncitori. Iar ei spuneau, nu, noi vorbim cu toți. Cam asta era ideea. Vrem ceva care să placă la toată lumea. Știi că prima denumire a Republicii Române, da? Populară. A fost Repere, da. Cum? Repere. Populară. Republica Populară. Republica Populară. Nu, de mă gândeam la sensul ăsta din anii 40, folosit de europeni, de partidul european. Cam asta era explicația. Deci pe vremea lui Adenauer și noi vorbim cu toți. Nu suntem comuniști aia care vorbesc cu o clasă. Ah, de fapt e așa, fii atent. Vezi că Adenauer nu era, era CDU, nu era popular, era Partidul Popular, era de Convenția Democrată Unită. Intră în sens larg, intră CDU, intră la... dar ce vreau să zic, liberalii erau cu bogații, socialiștii erau cu muncitori, iar noi suntem cu toți. Ăsta era pointul, știi? Noi, pentru dreapta primitiv, să zicem, erau atunci, populari, știi? Suntem cu toți. Care da, sună bine electoral, știi? Mi-am să aminte ceva, n-am să zic. La aia cu... ei nu argumentează ce e acceptabil azi. Dacă te uiți la conservatorii americani, nu. Ei au o tradiție. Invocă tradiție. Trebuie să păstrăm Constituția lăsată de Founding Fathers. Deci chiar dacă ei nu sunt pro-interpretarea activistă a Constituției, ei zic că alea sunt valide chiar dacă nu mai sunt. Da, da, nu sunt, deci din punctul conservatorul ăsta... Conservatorul ca tip ideal, știi că? Pe partea ăla, conservatorul care ar fi fost cu adevărat în spiritul și în litera Founding Fathers, ăla ar fi fost libertarian. Că nu degeaba era F. Buckley, vrea interzicerea drogurilor, vrea interzicerea... Unde scria asta în Founding Fathers? Nu scria.
Da, alea sunt interpretări. Că erau cu plusuri, oricum, mereu au fost cu plusuri și conservatorii americani. Singurii care erau, să zicem, conservatori așa cu Founding Fathers erau lezeferiștii. Dar iarăși, ăia n-au fost conservatori, ăla li s-a spus altfel. Cred că și ei interpretau cumva, de exemplu, de ce interzic drogurile, pe nu știu, dreptul la viață, și, adică drept găsesc interpretării. Auzi, dacă ai societate de libertarieni, ei ce o să vreau? Să vrea să păstreze regulile drepte, corecte, verificate, rațional. Ai putea să zici că în accepțiunea asta ei ar fi conservatori, ar vrea să păstreze, să conserve drepturile individului. Da, dar motivația n-ar fi pentru că așa ni le-a lăsat Rotoval. Asta e diferența. Libertarieni nu sunt nici progresiști, nici tradiționaliști. Sunt libertarieni. Deci o chestie nu e bună că e nouă sau e bună că e veche, e ca vinul, știi? În timp ce dincolo ai impresia că ale funcționează. Chiar așa ține argumentul, știi? Alea sunt corecte pentru că sunt lăsate de la Jefferson, știi? Sau? Da, uite, aici ai o observație de un fel. De ce discutăm mereu, de ce discută lumea idei, curente de idei? Păi că vrem să avem o societate bună. Extraordinar. Cum faci o societate? Păi progresiștii vor să fie lucruri noi, eventual neîncercate. Pe bună dreptate, conservatorii zic, stai puțin, nu încercăm toate prostiile, că iese haos, luați-o măcar mai ușor. Nu? Și atunci ei pun frâne la tot felul, la consum, la inovație, la tehnologie, că stați un pic. Și ideea ar fi că, într-adevăr, ca să ai o societate, trebuie să o, nu poți să o faci prin decret, by fiat. Dom'le, asta e societatea, am mai zis-o eu. Asta e societatea românească. Dom'le, cum definim? Pare așa, iar căutați-mă după. Cum definim această societate? Doar că vorbesc aceeași limbă? Și, păi nu, au aceleași valori. Uite, sunt... Și-ți vorbește jumătate de oră. Sunt ortodoxi, sunt nu știu ce. Extraordinar. Dar au aceleași valori de interacțiune între ei? Adică ce... Stai, unde vreau să aduc foarte ce ciudat leau, vorba? Leau, dacă uite, și dacă e România, au aceleași valori. Valori social-democrate. Nu știi, că pentru că uite, noi nu avem valorile. Da, păi, am zis majoritatea. Da, majoritate, exact, majoritate. O majoritate mare. Da, dacă îi întrebi, îi zic, pe și pentru voi ca parte din societatea românească, și pentru voi ăștia patru facem nu știu ce. Păi stai puțin, cum ne-ai categorisi pe noi? Am fi, noi suntem în afara societății? Sau suntem niște ciudați ai societății? Sau pe unde voiam să ajung era că societatea trebuie să o naști. Da, pentru el ar fi, care... asta majoritară ar fi suficientă. Domne, universal, n-am cum. Păi nici noi nu cerem. Nu o să ai universalism niciodată, doar... tot ai un dement acolo, criminal în serie, ai... nu, nu o să ai. Da, na. Nu, ideea e că eu n-aș mai folosi așa ușor cuvântul, asta așa că observați, n-aș mai folosi așa ușor cuvântul societatea. Pentru că societatea e făcută din niște oameni cu care vrei să interacționezi. Și atunci când vrei să interacționezi, îți trebuie preocuparea asta de lucruri în plus, să zicem. Deci atâta vreme cât ai de-a face cu un străin, vrei să ai niște reguli drepte și clare. Dom'le, care sunt punctele contractului? Ai ține pentru voluntară, doar pentru voluntară. Ai zice societate doar unde interacționezi. Nu sunt pagini ce sunt. Restul e n-ai, un amalgam. De... Să zicem. Niște chestii libere cu chestii agresive. N-aș numi o societate. Aș numi societate totalitatea interacțiunilor voluntare. Eu, de fapt, voiam să aduc vorba despre cum valorile astea sunt bune, dar... și ai nevoie de valori de tip conservator. Mie mi se pare că ai nevoie de valori din astea în care vrei să existe încredere, vrei să ai o predictibilitate într-o zonă de interacțiuni societate. Și vrei să ai grijă de colegul de trafic, la o, adică el e un străin pentru tine, dar îți pasă de el, o să-i pese și lui de tine. Să creează niște lucruri pozitive. Astea sunt niște observații foarte sănătoase despre cum să naști și să menții o societate. Să ruleze aceste interacțiuni de încredere. Dar să te apuci să le impui, mi se pare că încerci să faci prin decret o societate și uite, mă gândeam la asta. Nu se susține. Poți să produci nobil prin subvenții, știi?
O să produci nobili prin subvenții? Cum vi se pare asta? De ce nu? Doar nobilii dau subvenții. Nu, dar mă gândesc că îți e latină. Poate fi chiar bun și ca persoană. Deci poți să selecte. Subvenția este un gest nobil. Ioan zice, nobil. Ioan zice, apropo de ce a spus Alex mai devreme, Ioan zice așa, nu-i așa că v-a fost dor de Jordan Peterson? Ia scrieți-ne jos în comentarii câte episoade au trecut de când nu l-am mai adus în discuție. Cam de mult. Zicea Peterson așa, că o societate, ca să supraviețuiască, să prospere și să-i meargă bine, are nevoie de un balans, de o alternanță între conservatorism și liberalism, aventură, anticonservatorism, să zicem, progresivism, da, de fapt, progresism. Progresivism. Progresivism, da. E progresiz. Acum, mă rog. De ce e asta relevant pentru discuția de astăzi? Păi pentru că pe de-o parte îi avem pe conservatori și pe cealaltă parte îi avem pe socialiști care și astăzi își iau, își alogă, își arogă această mantia progresivismului. O pun acolo la bio, între she, her și alte chestii, da? Adelante! Da, proudly progressive. Așa. Numai că problema în sine e în felul următor, că ceea ce explică Peterson are sens, dar ele în sine, cele două doctrine, sunt absolutiste. Deci în interiorul conservatorismului, numai conservatorismul e bine, în interiorul progresivismului, numai progresivismul e bine. Da? Și Peterson îți explică așa. Dacă ai prea mult conservatorism, o să devină societatea tiranică, o să se închisteze, încrusteze, devine arhaică. Anchilozeze? Anchilozeze, da, de ce nu? Devine arhaică, devine tiranică și urmează să fie, la un moment dat, rasă de pe fața pământului printr-o revoluție. Da? Pe partea cealaltă, ai progresivismul, da? Care spune, trebuie să înlocuim tot. Tot ce e vechi, la gunoi cu el. Păi, ok, dar dacă tot aruncăm la gunoi, unde mai e prin ce mai definim societate? Arunci copilul cu copaia. Cu apa din copaia, pardon. Care era riscul asta a doua? Prin ce mai definești societatea? Te dizolvi. Deci progresivismul respectiv dizolvă orice identitate a societății. De altfel, una dintre critici e că schimbarea e singura constantă, nu? Bine, ea n-a fost critică, dar dacă vrei să o privești așa, ea poate fi. Și mai întrebare? Societate sau care critică? Păi nu mai e. Cum o identifici? Cine sunt asta, locuitorii de pe acest pământ? Păi vin alții. Nu contează. Da? Deschidem larg granițele, ușile cetății și vin alții și te măcelăresc în somn. Pentru că de ce? Pentru că, nu știu, vor. Dar n-am. Oamenii care erau vechi și alții noi, sau cum? Dar exemplu ăsta cu inflația? Nu. Aici nu, e ce? Observațiile mai noastre originale. Ce exemple da? Ce? Ce exemple da la... Cine? Peterson la asta cu... Nu. Peterson din punctul ăsta, da. Îl dă. Da, scuze, credeam că când ai zis el, credeam că te referi la Hope aici în carte. Nu, Peterson îl dă. Deschizi ușile și intră ăia care nu-ți vor binele. Asta ar fi una. Intră praful, intră gândacii. Și atunci răspunsul e așa. Peterson îți dă o parte din răspuns. Zice, alternațiile. Zice, uite, avem democrația asta așa proastă cum e ea și se schimbă. Când se întâmplă prea mult conservatorism, se întâmplă că sunt votați ceilalți mai liberalizează societatea, mai dau așa una, două și în felul ăsta se creează un fel de du-te vino ca fluxul care îți ține societatea în viață. Răspunsul libertarian ar fi cu totul altul. Ar fi așa. Nu-ți trebuie o doctrină socială din punctul ăsta de vedere. Lasă oamenii să judece singuri, la nivelul lor, ce e mai bine pentru ei și o să agregăm direcția societății în funcție de piața liberă.
Observăm, ca pe relații. Critica ca conservatoare, păi dacă aleg niște prostii. Păi. Dacă ea joacă la păcănele, stau la grătare, nu e nimic nobil în societatea, știi, sunt varză, știi. Foarte bine, dar o să fie nobil cu joarda, nu? Sau... Da. Adică înseamnă, la înseamnă mea, că... Poți prin subvenții? Că... Poți în fonduri europene? Nu. De ce nu? Dacă l-ați știe latină, știe nu știu câte limbi. Nu poate fi bun și ca om. Știi de ce? Hai să spun de ce. Pentru că în sufletul lui tot la mici și păcănele vrea. Nu, că lei de mic. Lei de mic. Păi asta e argumentul statului pentru propagandă. De lângă părinți? Nu poți să le dai niște subvenții. Nobilia feudal. Nobilie și te naști. Pur și simplu. Nu există altul. Dacă taică-tu a avut sânge albastru, atunci da, arest din țăran să faci nobil. Nu, eu mă gândeam aici, uite, apropo de Peterson, poți avea niște tradiții bune, știi, și conservii. Dar nu asta e argumentul libertarian. Ceva e bun că e vechi sau... Nu, libertarienii își pun două întrebări, știi. Ce, dacă e drept sau dacă e adevărat. Dacă e drept, au principiul în agresiune și așa interpretează o chestie dacă e dreaptă. Uite, ai războiul din Ucraina. Ai un eveniment cu foarte multe acțiuni. Un eveniment complex. Știi? Dar pe acțiune, știi. Acțiunea e dreaptă, acțiunea nu e dreaptă. Deci nu contează că e veche sau că e nouă, poate să fie și în anul 50.000, știi? Spune același principiu și evaluează dacă e dreaptă sau nu. Apoi contează dacă e adevărată, la fel nu contează, e irrelevant că, uite, la asta mă gândeam și la Peterson, apropo de progresiști, poți pierde tradiții bune, uite, lezeferismul a fost superior nazismului și toate astea a fost lăsat deoparte. Dacă observăm la socialiștii socialdemocrați, Pope spune că, dom'le, deja valorile conservatoare, mai ales în Europa, permează printre socialiști multe măsuri ale lor, multe lucruri pe care le implementează, sunt de tip conservator. Păi da, asta vreau să spun și eu, că dacă e să te uiți la scena politică din Europa de astăzi, nu găsești socialiștii din aia puri de-a lui Hoppe. Găsești, cumva socialiștii ăștia sunt și cu reglementările care restrâng accesul, da? Și cu egalitatea de șanse. Bine, nu, cu taxarea. Și cu taxarea, bineînțeles. Dar ți s-ar părea că asta cu egalitatea de șanse și cu comisia de licențiere ar trebui să-ți se bată cap în cap și de ține treaz noaptea dacă ești socialist. De ce crezi că e așa? Ce? De ce crezi că sunt conservatori? Pentru că status quo e socialist. Auzi, când zici status quo, te referi la... Ce democrația contemporană? Ce să schimbi aia dacă te referi la ce simte lumea de rând că vrea? Da, o majoritatea populației? Da. Socialdemocrată, omul simplu, vrea educație de stat, vrea sănătate de stat. Ei n-au cum să mai fie, poate dacă vor comunism, să zicem, că îmi împing. Dar au atitudine de asta de conservare a status quo-ului, pentru că status quo-ul nu socialdemocrat. Aici mi-ai ridicat una la filă. Deci mi-am scris o chestie, o observație. Deci, de ce? Care sunt fricile? Cum iau oamenii hotărârile? Mi se pare că din frici. Ce fel de frici? Păi au două frici. Una de pierderi și una de lipsă de câștiguri. Pe spectru așa. Și pe partea de pierderi le frică de violențe. Vai, cum vreți voi, ar fi haos, nu știu ce. Și ar fi violențe pe care poți să ți le explice ce o să se întâmple sau neclare, nu controlate sau necontrolate. Pe partea ilaltă le frică și de status quo. Păi dacă totul e înghețat, eu o să mai acced, nu mai pot să câștig, nu știu ce. Da, astea sunt două lucruri pe care le auzi mereu în discuții. Dar dacă e așa, păi îmi țin închis. Dacă le eliberez prea mult, e oricare om în sufletul lui, e un pic și conservator. Are nemulțumiri și față de status quo. Stai, bă. Și după aia mai ai bonus frică, unii care sunt rudă cu Dabija și își fac ei griji pentru
pentru unii. Dar ce facem noi? Da. Ce facem noi cu putare niște amărâți? Care nu e câștigul lui și nu e nici pierderea lui. E așa, un fel de bonus la mici. Da, e pierderea altora. Da, e o formă de nici ei nu te ascultă. Deci e clar că dacă unul zice că a, deci tu vrei junglă sau nu vrei servicii de apărare, e clar că omul ăla nu știe nimic despre libertarianism, nu vrea să nici nu interesa să afle, știi? Deci dacă te-a luat așa tare, știi? Răspunsul libertarian e nu. Vrem servicii de apărare. Întrebarea care e? Cum ai vrea să fie? Ca la stat sau ca la privat? Asta e. Și e că evident răspunsul, știi? Da, exact. Acum le ai ca la stat. Chestiile, tribunale, educație, sănătate și chestiile fundamentale le ai ca la stat. Proaste, mizerabile, știi? Scumpe, știi? Nu, asta mai era o critică, chestie pe care o puncta Hope, că conservatorii lasă proprietatea privată, eventual nu pun foarte multe limite, dar țin morțiși să țină controlul asupra unor ramuri din astea. Educația, apărare, justiția. Unde acolo nu mai există această proprietate privată, nu mai poți să ai concurență. Au un point. Uite asta cu schimbările sociale, că nu se întâmplă chiar așa, știi, desclocite, știi? Dar asta ne învață și Mize, știi, sau Rothbard, da, puterea ideilor. Mai stai puțin, știi, au un point. Pe de altă parte, uite, poți aduce contraexemple. Nazismul trebuie abolit imediat. Desfințat imediat. Răspunsul libertarian e că da, știi? Un conservator ce a trebuit să spună? Că pentru el schimbarea trebuie să fie graduală. Ce fac? Să zicem, sunt chiar pe asta de se petrece Holocaust. E, păi uite, nu, stai mă, că și conservatorii, nu, și conservatorii ți-ar zice, știi că am auzit argumentul ăsta, da, o să fiu probabil clipuit afară din context, dar răspunsul era, stai să vedem cum îl fac ca să nu iasă clipul, răspunsul era așa, că dacă Hitler murea în 36, ar fi rămas în istorie ca cel mai de succes cancelar german ever. Nu începuse încă persecuție. Deci conservatorii probabil că ți-ar zice că lasă-i 3 ani, că ei au fost buni. Nu prea au răspuns. Uite și dacă te gândești la Revoluția Română, e o chestie. Bine, normal că n-au răspuns. Că nu poți să aperi nazismul nici măcar pentru 3 ani. Nu e acceptabil. Gândește-te că ei au chestia asta și pe sclavie, știi, poziția libertariană, că trebuie imediat, știi, să aibă loc eliberarea sclavilor. Rizic, nu, stai. Vorbește aici de taxare sau? Nu, de sclavia istorică. O răspunsul conservatorii că nu, că ce faci cu toți oamenii ăia, cum mai stai gradual să așezi? Nu, răspunsul conservatorilor de astăzi e că cum, domne, să spui așa problemă? Da, dar răspunsul conservatorilor de atunci, ăsta era, de la zis Costel acum. Și voi dacă erați atunci și erați conservatori, tot asta ziceați. Eu l-am auzit și la conservatorii români de azi. Aplicat la sclavi? Eu mă gândesc că l-ai auzit aplicat la vreo altă revoluție din asta, știi? Da. A, pe bune chiar, pe bune? Wow. Credeam că și știi la cine mă refer, știi, la... Lasă! La supărare o să dau un sufragiu universal, de exemplu, da? O chestie progresistă, da, la timpul ei. Conservatorii s-au opus, probabil au invocat tot felul de motive, dar acum nu cred că conservatorii mai doresc un sufragiu restrâns doar anumite categorii sau anumite persoane să voteze. Nu, așa e, acum doar libertarienii și doar ăia care sunt foarte bazați își doresc din astea. Ați pomenit de naziști, de național-socialiști. Pope menționează inclusiv faptul că după război, Germania n-a fost așa distrusă neapărat din cauza războiului per se și a distrugerilor, bombardamentelor, aliaților. Și măsurile economice, adică socialismul prin care a trecut Germania de-a lungul timpului, mă rog, așa spun că e extremă dreapta, dar de fapt era un socialism. Faptul că statul a controlat, domne, fabrica asta produce atâta X produse de nu știu care, avem un plan, era planul pe 4 ani,
va după planul cincinal sovietic. Așa mai departe, deci, economia germană era distrusă mai ales din cauza măsurilor socialiste luate în timpul... Bine, da. Da, 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 dar el îți spune aici când ia la bani mărunți unde se ajunge, știi, începe să vorbească despre măsurile socialismului și le ia și le duce până la măsurile astea socialismului conservator, le ia și le duce până la capăt, îți explică foarte clar că dacă ai reglementări, ai cartelizări, ai bresle, organizații de... Cum vroiau, apropo, partidul ăla care murdărește cuvântul de liberal cu numele, da, cum vroia la un moment dat să facă un consiliu pentru antreprenori, ca să iei licență să fie antreprenor. Da? Scuze. Așa, revenind la naziștii de atunci, nu la ăia de astăzi, vorbeam că Hoppe spune că una dintre consecințele finale ale tuturor acestor restricții vis-a-vis de producție, de felul în care poți să vinzi, de felul în care poți să consumi și așa, păi te duc ca rezultat la o economie planificată. Adică nici nu e de mirare faptul că naziștii și fașiștii italieni au cochetat cu quadrinalul, cu planul de 4 ani, pentru că ăia l-aveau de 5, comuniștii. Ok. Și ăia plecaseră de la faptul că trebuie să planificăm economia. Ăștia au ajuns acolo consecința tuturor măsurilor implementate. Deci istoric, care era distinția? De stânga era pe 5 ani, de dreapta era de 4 ani. Da, da, da. Dar da, să vă, spun, de 5 ani să vă spună lumea că nu e așa. Dar apropo de asta, zice că e un lucru peste care am sărit în discuția capitolului și merită reamintit aici. Cum face Hoppe, cum mărită Hoppe de fapt feudalismul cu conservatorismul și cu socialismul? Prin atitudinea pe care o au aceștia față de proprietate. Da? Din punct de vedere libertarian, există, regulile de transfer. Există două moduri de a obține proprietatea aia. Ori o apropiezi în stare de natură sau producție, cum spune Hoppe aici, da? Deci ori o produci, ori o obții printr-un schimb contractual voluntar. Da? Bun. Cine erau proprietarii de drept sau proprietarii naturali, cum zice Hoppe? Ai pământurilor. Păi țăranii care stăteau pe ele, le rânau, le lucrau, le nu știu ce. Ai corect. Ai zis de drept și urechea mea de astăzi sună, a, era sună legal. Deja otrăvit. Da, da, proprietarii naturali. Da, da, okay. Ai celor pământuri. Yes, proprietarii, yes, în sens libertarian, în sens just. Da? Bun. Și bun, și ce făceau feudalii ăștia? Că și aici te împing un pic înapoi. Gabi, tu ai spus că baronii locali cu ajutorul statelor i-au oprimat. Nu, frate, cu ajutorul bandelor lor de mercenari, cu armata pe care o strângeau, cu forța armată, le-au luat lor a pământurile. Nu, conceptul de stat în sine nu era acolo. Acolo era fieful lui. Da, da. Era, el zicea, asta este proprietatea mea. Tu ziceai, păi, dar eu am fost aici. El ziceam, uite, uite, sabia, vrei să discutăm sau? A, da, asta este proprietatea ta. Auzi, scurtă anecdotic. Deci vorbesc cu un om dintr-un sat și a zis, familia mea este din fondatorii satului. Pentru că au plecat de nu știu unde, au fost goniți de război, nu mai țin minte. Știa toată povestea familiei. Și ne-am dus acolo și toată valea aia, neamurile noastre, și noi ne-am pus acolo și am lucrat pământul și nu știu ce. Și zic, păi și a fost vreo preliște? Dai seama ce întrebări puneam eu. Nu, ne-am dus acolo, toate bune și frumoase, am văzut că e pământul bun, deci genul ăsta de lucruri. Și zic, și era pământul nimănui? Nu! Zice, nu era pământul nimănui, ne-am putut să facem, și cum ați împărțit? Păi fiecare cât putea să lucreze, chestii de-astea. Și după aia zice, când a fost la o nuntă, a venit boierul, zic, stați așa, ce boier? Păi omul care era proprietar acolo, pe pământuri. A, deci, păi și ăla ce cerea? Mai cerea, nu știu ce. Deci oamenii nici n-au clar chestiile astea în cap. Deci erau, ne-am dus, ne-am așezat, am lucrat, ne-am împărțit totul perfect frumos
Dar era un proprietar acolo, care nu le lucrase înainte, că asta am întrebat, asta a fost crucial. Zic, erau lucrate pământurile alea? Nu. Le-am curățat noi. Da? Deci, apropo de chestii drepte. Se pusese la șeful. Da, exact. Se făcuse o descălecare din aia frumoasă. Da. Aici toate astea, stale mele, de unde? Păi a zis vodă. Dar abia mai târziu, ca să termin ideea, da, și după aia continui tu, abia mai târziu apare statul. Da. David Freeman, da, am citit doar un articol care era comentat cartea lui. Cred că s-a ocupat el de Evul Mediu, știi? Uh-huh. După dispariția Imperiului Roman, mulți soldați care luau, să zicem, terenuri în... erau proprietăriți. Sunt în Dacia sau Galia și toate țările astea. Din cauza invaziilor barbare, mulți oameni se strângeau în jurul, veneau. Domnule, domine, sau cum era atunci. Mă primești pe mine aici că, uite, mă fugăresc goții sau nu știu cine, știi. Bine, stai și tu pe terenul meu, nu știu ce, dar astea sunt condițiile. Deci multă lume aceea a schimbat libertatea pe servitute pe distanță. Da, nu e ca și cum e un lucru, nu spunem că e un lucru nou. Da, da, apropo să zic că soldatul, boierul peste țărani, după băieți, de acum acolo eu sunt stăpân. Crezi că a fost voluntar? În perioada, singur? Dar putea să fie. Dar ideea e, Costel, că nu, că el e viciat de la început. Lasă-mă să termin povestea și o să înțelegi de ce. Ideea e așa, că noi avem în anumite limbi de orientare latină, avem cuvântul de conte. Da? De unde vine cuvântul de conte? Conte vine de la comitatenses, care erau ultima organizare a legiunilor romane. Era vorba de acești soldați care fuseseră împroprietăriți. Da? Deci ei au luat pământurile prin cucerire, da? Imperiul Roman a luat pământurile prin cucerire, după care și-a așezat soldații pe acolo. Mai ales cei care făceau parte din garnizoană, ăia din echipa, să zicem, de rangul de sus, rangul de mai jos, erau federatii care erau alții, erau în general țărani din zonă sau oameni barbari, foști barbari care acum erau în cadrul Imperiului Roman, câteodată chiar și barbari în sine. Apropo, căderea Imperiului Roman a venit de la faptul că Imperiul Roman de vest și-a pierdut puterea militară și când au venit goții care s-au bătut ei multă vreme, la un moment dat au venit și au zis pu, vrem să stăm și noi aici. Și romanii au zis da, stați, dar serviți în armata noastră, în garnizoana noastră, ocupați rolurile astea de federati, adică vă lăsăm să vă luați pământuri pe aici, dar trebuie să ne dați serviciu. La un moment dat, ei, triburile respective, au zis, stai puțin, că ne cam, adică ne devalorizează moneda, nu știu, nu se prea țin de cuvânt, și sunt și cam puțini. Și a venit șeful de trib, ei și-au păstrat organizația tribală și a venit șeful de trib, mi se pare Odoacru, la Roma și a omorât ultimul împărat roman și așa a căzut Imperiul Roman de Vest. Cu ajutorul goților, ăstora pe care i-au lăsat înăuntru, apropo de și de deschiderea ușilor de care vorbeam mai devreme. Asta e o problemă, da, și pentru anarhocapitalii, știi? Că da, teoretic tu permiți mai mulți centri. Dar te gândești că dacă ai cultură omogenă și asta nu sunt probleme. Păi permiți mai mulți centri, dar nu permiți un centru să te dizloci pe tine. Oricum și Odoacru, că se credea roman el. Da. Bine, se credea roman, dar liniile tribale erau aceleași, știi? Era de generație, adică băieții, omul, acolo nu erau omul a venit, mai veniți. Da, omul a venit cu goții lui, n-a venit cu alții, care nu erau goți și erau romani și doar au venit cu el că îl plăceau la barbă. Așa, dar deci ideea e că ceea ce a spus Gabi de la început, faptul că oamenii au venit pe lângă acești foști comitatenses și au zis lasă-mă și pe mine șeful aici,
Asta nu înseamnă că e voluntar faptul că acel comitatensis, pământul inițial, nu era al lui din punctul de vedere... A, era furat de armate și dat... Da, da, da. Eu, da, așa poți să mergi oricât. Deci, în momentul, să zicem, revoluției... Ai problema asta, apărut, cât dai ceasul înapoi, da. Da. Cât poți, deci, cât poți. De la 1700 sau 1800, când țăranii au zis, băieți, voi cu boierii nu au ajuns legitim pe terenul ăsta, hai să ne uităm în anul 400-500, când s-a dezolvat Imperiul Roman. Nimeni nu mai știa exact, domne, cum s-a întâmplat lucrurile atunci. Eu zic că trebuie aplicat ca la orice infracțiune. Și inclusiv respectiv, bă, băieți, voi de unde ați venit? Parcă erați prin stepa, nu știu care. Da? Adică, eu zic că dacă n-ai acte și astea, nu trebuie să dai ca la orice infracțiune, știi? Dar dacă ai documente și nu știu, da. Da, dacă ai, cum să spun, cunoștința că, sau dovada, e mai bine spus și dovada, că ăla comitatensesul respectiv a primit moșia de la... Dar părerea mea este că nu avea nimeni în Roman? Cum nu avea nimeni? Păi nu, că nu mai avea, că îi măcelăriseră romanii pe toți, sau de ce nu avea nimeni, deci, știi? Trebuie să ai dovada. El n-a obținut-o prin apropiere, Gabi. De exemplu, Gabi, în Revoluția franceză, da? Au fost omorâți niște boieri, niște nobili pe acolo prin Franța. Dom'le, nu sunteți legitim pe domeniul ăsta. Așa. Dovada ai... Arată-mi. Dacă stră bunicul meu a luat terenul ăsta. Păi în... Ești cu japca. În momentul în care... Le mai dădea hârtie. În momentul în care omori, nu știu dacă mai e locul în care ai discuție de dovadă. Dar... Vreau să zic, noi așa ca, să zicem, să legitimăm o anumită... Adică să legitimăm, să zicem, deposedarea unor boieri din vremea aceea. Așa. La noi, în România, da? Deposedarea dacă statul, boieri, dacă ai act de dacă ai actul de proprietate emis de stat, de statul istoric al vremii, asta e o dovadă că tu nu l-ai obținut prin apropiere, ci l-ai obținut prin transfer de la stat, care sigur nu l-a obținut prin apropiere. Adică nu cred. Despre ce vorbim? Și alea bune. Nu cred. Ce? Și alea bune au tot la statului. Da. Când vizi o mașină, nu e? De exemplu, zicem, era un ghica prin țările române. Că există, nu cred, deci, că statul i-a dat. Nu, nu. E o diferență, da, aici. Deci vorbim de statul recunoaște un așezământ. A, zici de că dacă cult, e dat de stat, e clar de că... exempl, nu, deci e, da, dar una la mână. Statul recunoaște un așezământ de cult care s-a născut acolo și el doar zice, da, uite, e acolo, îl recunoaștem, îi dăm și nu știu ce, în plus, da, recunoaște, mă rog, cum e aia la zi, la biserici, cum e în Danie, română? Ctitorire. Ctitorie, așa, îi și ctitorim, chiar dacă ei sunt acolo. Da, asta e una și alta e, statul zice, uite, ia, vezi, e terenul ăsta aici, fă o biserică pe ea. E o diferență între cele două, da? Una e proprietate obținută prin apropiere, la cealaltă se vede că nu e. La boieri poate să fie unii așa, unii așa. Unii au fost legitimi și unii nu au fost legitimi. Cum, Gabi? No, cum obții tu prin apropiere codri, păduri și moșii? Tu, boier, fiind cu familia ta. Apropiind. Exact. Fiind prin apropiere. Eu vreau să zic că copil fiind... păduri cu tăiera. Adică tu spui că... Le greblam. Nimeni nu poate să apropieze, zicem, 5 hectare. Sau 10 hectare. Sau astăzi te duci cu combina imediat. Ba da! Erau și buieri de ăștia mici care au fost băgați în aceeași oală cu ăia care aveau 1000 de hectare. Auzi, treaba e că nu te... Da, o rezolvare punctuală este că nu te duci tu să faci dreptate, ci dacă să plâng oamenii ăia din zonă de acolo. Și dacă oamenii ăia din zonă știu că au fost angajați de unul, deci poate să vină unul pe un teren gol, cu mulți bani, angajează niște oameni, lucrați-mi aici pământul și l-apropriază cu mulți oameni neangajați. E corect ce zici tu. Nu, aici, dar oamenii aici, aia care o să fie angajați acolo că... nu o să plângă. Aici nu mi se pare că e ok ce spui, nu funcționează așa apropierea. Știi că am mai avut discuția asta odată, la apropiere, da, mai de e mult. Dureros. E dureros ce faci cu angajarea și cu acum ai super tractoare, chestii. Păi, deci... Nave spațiale. De ce spun că nu e, că nu funcționează în felul ăsta? Pentru că oamenii ăia nu sunt unelte.
Deci tu, ca să te apuci să apropiezi pământul prin muncă, modelul pe care îl folosim astăzi, da? Presupunem că ai un pământ în stare de natură și îl folosești munca ta și uneltele tale, că asta e definiția de la loc, da? Dacă ei, oamenii respectivi, deci am mai spus chestia asta odată, oamenii respectivi pe care tu te-a pus să-i plătești, nu poți să-i plătești ca să apropieze pământul. Ca să apropieze pământul în numele tău. Poți să-i plătești să apropieze numele lor și să-ți transfere dreptul în virtutea a ceea ce ai plătit deja. Ok, în felul ăsta, e o tehnicalitate, dar e o importantă definiție. Eu n-am nimic împotrivă, e foarte bine că o ăla, dacă nu vrea și îți dă banii înapoi, rămâne cu pământul. De asta zic că e importantă definiția. Yes, pe când tu dacă pleci din start că pământul e al tău, că ăla l-a lucrat în numele tău, ăla nu mai are niciun drept acolo. Da, dar ce te-ai aștepta în practică? Ideea e că ăla devine unealtă și e ca și cum ăla devine proprietate. Tu îți creezi în felul ăsta un substitut prin care omul devine proprietate și de asta nu e acceptabil. Stai puțin. Dar uite, dacă schimbi un pic scenariu și zici, veniți, cu ce le dă să apropieze? Le dă el unelte. Da? După aia te gândești că nu apropiază, ci sunt într-o nu fabrică. E munca lui. Și după aia sunt într-o fabrică și produc bunuri. Așa. Nu? Bunurile alea ar trebui, după cum zici tu, să ți le să bunurile le facă, alea să nu ți le transfere. Nu. Conform contractului. Nu, deloc. Yeah. De ce? Pentru că într-o parte pământul e în stare de natură, că de asta poți să-l apropiezi, bunurile alea sunt create cu materie primă care e deja în proprietatea ta. Ah, ok. Ei transformă proprietatea ta în altceva. Pentru asta îi plătești ca să o prelucreze. Dar acolo vorbim de trecerea din stare de natură în stare de proprietate privată. Care era diferența? Că nu poți direct, nu? Asta e obiecția? Că nu poți decât direct. Da, dar ce-ți imaginezi? Că într-un... Tu ca patron nu poți. Tu ca patron nu poți să apropiezi prin oameni. Să te duci tu personal pe acolo și să muncești prin tot terenul. Nu, sau ăia, cum a zis Vali, sau ăia să-și aproprieze și să ți transfere conform contractului. E foarte bună precizarea. Dar eu mă gândesc, ok, și în realitate... Dacă s-ar funcționa așa, ce ți-ai imagina? Că se... Dar nu e tot se, fac, se, se respectă contractele alea sau nu? Crezi că ea n-ar... Ideea este că... Că n-ar avea să dea bani înapoi. Hai să ieșim din tehnicalii. De ce n-ar avea să dea bani înapoi? Vali. Păi de-aia au vrut să se angajeze. Vali, nu stăm la cafenea. Vorbim pentru public acum. Hai nu că le taie la hai să ieșim din bucla. Nu le taie la din bucla asta. E dă pe repede. Dar nu mi-a fost clar diferența. Deci, o situație era când ăla lua muncitorul, nu știu, cumpărai după. Așa. Și alta care era? Păi, astăta. Alta era că tu luai cu mâna lui. Deci, eu pot să muncesc doar 2 hectare. Pentru restul de 8 hectare până la 10 hectare cât am eu, un alt oameni, angajez alți oameni pentru a munci și să fie terenul meu. Ceea ce nu se poate, trebuie doar contractul ăla special al lui Vali. Dar e tare contractul special al lui Vali, nu l-am auzit nicăieri. Nu poți să faci direct, nu? N-am auzit nicăieri contractul special al lui Vali. N-ar trebui să poți faci direct. It's like original. Da, vreau să zic că eu... Da, nici eu n-am auzit, da. Da, nu vine și îți rezolvă tehnic o problemă de genul ăsta. Ok, și să zicem... Oricum, pe vremea aia oamenii nu aveau ideile astea. Ok. Domnule, hai să transfer mie... Da, dar asta, faptul că ei nu aveau ideea asta nu înseamnă că genul ăsta de proprietăți au fost obținute în mod valid. E posibil? Nu forță cuvintele. N-am spus că nu e posibil, dar cazurile, eu aș spune că dacă stăm să ne uităm în cele mai dese cazuri și mai ales că plecarăm de la ideea asta cu comitatensesul, Okay. Atunci când statul îți spune aici e locul tău, du-te și ia-ți-l, în mare parte de obicei, locul lui nu era o bucată de pădure sau o bucată de pământ care nu era fertil. Era o fermă care fusese măcelărită înainte. Deci nu e ca și cum ai vinde serviciile. De constituire, constituiești în locul altuia? Ba da, dar trebuie să vinzi asta. Că ideea e că tu vinzi la sfârșit pământul.
Că tu nu poți decât să homesteduiești în numele Vali tău. Vali zice că oamenii au fost păcăliți, le-au zis veniți aici ca să nu muriți de foame, veniți aici și lucrați pământurile astea, îmi plătiți mie taxe, nu, că asta cerea proprietarul, moșierul. Nu mi-e clar așa. Hai că mai vorbim despre ea în afara emisiunii. Păi ce? Voi dacă ați înțeles-o sau nu, puteți să-i scrie jos, mai citește Costel comentariile, de foarte des le citește. Deci poate puteți să-i explicați miza, așa. Miza, deci fereastra pe care am deschis era legată de feudalism. Veneau șmecheri și nu încălca principiile libertariene. Principiile libertariene spun că pământul ăla din stare de natură devine al tău, îl greblezi, îl muncești, nu știu ce. Ăla nu făcea așa ceva, feudalul. Yes. Ăla, autoservire. Deci sărania, pământul era legitim al țăranii și eu zicea, nu, aceasta este apa Moldovei. Maria ta. Exact. Bun, și ideea e că genul ăsta de tratament asupra proprietății, da, sau genul ăsta de lipsă de recunoaștere a proprietății valide, o aplică și socialiștii. Atunci când se apucă să naționalizeze mijloacele de producție sau atunci când se apucă să naționalizeze fructele mijloacelor de producție, respectiv să taxeze veniturile, dacă am fost prea neclar. Da? Asta e asemănarea pe care Hoppe o face între feudal și socialiști, lipsa de respect pentru proprietate. Pentru drepturile de proprietate, pentru individ și pentru drepturile sale de proprietate. Și atunci când se referă la socialiștii conservatori, tot de asta le spune, pentru că ce vreau conservatorii, a spus Gabi la început, să păstreze ierarhia, felul în care aveam situația la un moment dat. Cum? Păi, restrângându-ți dreptul de a te face doctor, de exemplu. Da? Restrângându-ți dreptul de a te face avocat, de exemplu. Da? Dacă nu dai examenul de barou, cine-ți face avocat? Da? Dacă nu trece colegiul medicilor? Dacă te exclude colegiul, ca să nu-ți mai spunem, colegiul medicilor îți dă dreptul de a profesa. Da? Tot colegiul medicilor poate să-ți ia dreptul de a profesa. Înseamnă că lefticii de aia sunt conservatori în sensul Hoppe. În trecut, da, exact. De asta spuneam că socialdemocrații de astăzi sunt mult mai... Deci ei sunt, într-adevăr, o au pe asta cu taxarea, o au pe asta cu oportunitatea de șanse, dar pe care nu o înțeleg foarte bine, da, și o mai au și pe asta cu reglementări, peste reglementări, peste reglementări, peste reglementări. Da? Și poate că poate că vi s-a părut puțin ciudat ce am zis mai devreme, hai să zicem altfel. În orașul Brașov, acum 500 de ani, cine îți dădea dreptul să faci cizme? Consiliu sau breasla, cum îi spunea pe atunci, cizmarilor. Uite, asta nu înțelege lumea, că toate sunt vechi și nouă toate, știi? Deci nu, chestiile astea, socialismele astea nu sunt chestii europene și nu știu ce viziuni. Nu, sunt vechi de când lumea, știi? UE, neavând drept de taxare, merge pe reglementare. Deci, te gândești la socialism, UE, reglementare. Că na, nefiind suprastat. Da, zice Hoppe că nu e popular să taxezi pe partea conservatoare și atunci merg pe chestiile astea, controlul prețurilor, reglementări și comportament. Nu știu ce insiste pe asimetria asta. Că poți folosi taxarea ca să îngheți. Nu, pentru că... Taxe săraci, de exemplu, sau... Ca să-i ții. Da. Problema este că... Bine, cred că statul face deja asta. Din cauza faptului că nu reglementezi, pot să apară lucruri noi, inovative, să schimbe ceva. Pentru că te trezești cu taxarea, te trezești după ce apare, să zicem, o ramură nouă a medicinei. Te-a prins surprindere. Deci, ideea e că... După aia zici, hai să-i taxezi și pe ăștia, ca să-i domolesc, să nu mai fie așa mulți. Din ce reglementarea te ține... Reglementarea e din prima, nici nu apare. Pe drumul drept. Da. Deci, hai două chestii de făcut o distinție aici. Deci ai pe partea economică, ai reglementările care intră în schimburile între oameni și după aia zici, domne, controlul comportamentului, vai, dar despre ce vorbim?
Acolo sunt legi din astea care ți interzic chestii. Sunt lucruri scoase în afara legii care nu fac victime. Vorbim de agresiuni. Evident, nimeni nu vrea agresiuni. Dar ai chestii de-astea. Asta nu-i permis. Oamenii ăia nu au voie să se vadă. Ăla n-are voie să vândă cu tare lucru. Lung, fumatul, tot felul de chestii de-astea, știți. Ai fața acoperită, să nu te închin, să nu știu. Uite, mie îmi place să sugerez apropierea asta între conservator și... Și asta socialistă e redus la esență. Socialismul e o chestie moralistă, care e pentru că nu e suficient de altruist. Deci dacă te las de capul tău, cheltuiești banii pe ce vrei tu. Nu îi dai alea săraci sau nu dai o parte. Adică e tot o chestie moralistă în esență, socialism. Da, numai că nu e pe partea asta de control. E un deficit, da. Nu e pe partea asta de control al comportamentului, cum zice Hoppe. Ba da, ba da, nu, nu e, nu e, nu e. Nu e suficient de altruist. Îți ia banii. Păi nu, păi asta zic, nu o să te facă altruist. Înțelegi? Ca conservatorul intenție? Vrea să te facă altruist. El doar îți ia banii și se ocupă el. Zice, las că sunt eu altruist și pentru tine. Da, da, și socialistul gândește ca altruism al societății. Da. Dar mecanismele. Mecanismele diferă, da. Deci, vreau să zic, o parte din, de fapt, din socialismul conservatorilor, cred că am mai spus asta o dată, a trecut în, a permeat în socialismul social-democraților, cum ar veni. Da, da. Ei da. Folosesc, să zicem, puterea de licențiere și de autorizare ca pe o chestie proprie. Da. Da, nu le displace. Nu le displace, da. Asta zice și Hoppe la sfârșitul capitolului, că e foarte greu să dai exemple clare. Dar unde vedeți voi chestiile astea? Peste tot. Asta vreau să zic și eu. Nu, dar exemple clare din astea de manual, așa cum le-a împărțit el, nu poți să găsești doar într-o zonă sau doar într-o țară, ci peste tot sunt amestecate și de-aia nu poți să le discerni decât cu mecanisme de-astea teoretice. Ca să le vezi clar în ce sunt. Și asta poate e o abordare diferită. Nici comunismul. Nici comunismul. Între... Deci dacă era ca la carte, nu trebuia să ai un pogon deținut privat. Asta se încalcă doctrina comunistă. Ori în România, în Rusia. Am avut așa ceva. Da, au luat-o gradual. Nu, le-au dat înapoi. În sens, după primele două foamete, le-au dat înapoi. Ce țin în Rusia, la două. Uite, nu mai țin minte exact procentele, dar pe alea, parcelele alea mici produceau cât cincinalul, știi? Deci... Da. Ce aș mai menționa aici e că Hoppe amintește două cărți pe care nu putem decât să le recomandăm și noi. Două tratate despre cârmuire ale lui John Locke și Avuția 1688, apropo, și Avuția Națiunilor, 100 de ani mai târziu, aproape, scrisă de Adam Smith. 1776. Aceste două cărți, în accepțiunea lui Hoppe, au schimbat cultura, au schimbat felul de a gândi. Dacă înainte de ele, omul de rând, da, pica în acea capcană în care au picat negustorii, pe care i-a descris Hoppe mai devreme, da, să caute să își impună un model feudal, să își securizeze afacerile, da, cu forța, prin decrete și folosind intervențiile nobililor mai depărtat sau nu. După aceste două cărți, monarhia absolutistă, așa cum a fost ea, născută, avea zilele numărate. Din punctul ăsta de vedere, aș spune, nu știu, cred că astăzi nu mai e, poate Arabia Saudită, dar nici acolo. Nord Corea. Uniunea Europeană. Nu, că aici nu avem monarh și nu e deloc absolutistă, e super birocratică. Și tot așa, dacă suntem la capitolul de istorie și de atribuit ideologic evenimente, spune el că expresiile practice ale schimbării acestei stări de lucruri în opinia publică s-au produs Revoluția din Anglia,
1688, Cromwell, Revoluția Americană din 1776 și Revoluția Franceză din 1789. După aceste revoluții, spune el, nimic nu a mai rămas la fel. Acum, din păcate, Revoluția franceză a fost foarte pătată de socialism. Nu a fost atât de liberală pe cât... E punctual cu ce s-au pătat, cu ce s-au pătat socialiștii francezi? Cu sânge. S-au pătat, socialiștii au sânge pe mâini. Mereu. Valid, te gândeai că e fără acceptul lor la homestead-uirea aia, nu? Și atunci, da, nu e valid. Nu e valid, nu poate fi decât să treacă prin ei. Trece prin ei și atunci e ok, adică. Da, uite, derutam capitolul ăsta, că am zis, lumea se gândește la conservatorismul american, care n-a e prost minimal, e anticontrolul prețurilor, antireglementări, n-a, o formă de liberalism clasic. Hoppe zice și el, nu? Că se referă la europeni. Iar istoria aia cu ancien regim și un șef vine de la Rothbard. Ne-a mai lovit cu stilul ăsta de merge pe linie. Da. Tot, dacă tot suntem la capitolul ăsta istoric, tot așa Hoppe trage în barca liberalismului Revoluția Industrială. Și tot pe baza Revoluției Industriale pune și creșterea populației și spune, chiar dacă noi avem senzația că domne, ăia o duceau greu, ăia o duceau greu, unul dintre lucrurile pe care le menționează Hoppe și le menționează și alții, dar mai puțin cei care vor să vă vândă o poveste socialistă, ăia trăiau. Să o duci greu e un upgrade de la a muri de foame. Înțelegeți? În condițiile precedente, oamenii ăia ar fi existat, dar să stingeau pe drum în câte o foamete. Faptul că nu erau destule resurse ca să mențină viața, da? Îți făceau copii până mureau de foame sau... O metodă, din păcate, da, nu sună frumos, sunt de acord. Dar o să zică cineva, vai, toată istoria sărmanilor a fost numai o oprimare mereu. Înainte ar fi avut pe terenuri să trăiască, dar i-a gonit boierul de pe teren pentru că a avut mașinării, nu mai avea nevoie de ei și i-a gonit de acolo. Păi dar stai puțin, că în punctul... Nu, de genul ăla. Își băga unghia în gât că plecau aia la oraș. Exact, în punctul în care boierul a avut mașinării, ăștia erau deja la oraș, copiii erau deja, trăiau... Erau la oraș, făceau tractoarele. Da. E posibil ca ăsta, boierul, să fi inventat conservatorismul ca să-i țină pe aia la muncă, nu, yes. nu mai avea mână de lucru. Da. Rămâne, uite, e o chestie curioasă și în conservatorism, cât de importantă e raportarea asta la tradiție. Uite, eu citeam în Goldberg ăla cu fascismul liberal și impresia pe care mi-a lăsat-o, poate mă înșel, la interpretare, era că trebuie să te ții de tradiția în care te-ai... Mă țin de credința în care m-am născut. Te-ai născut în China, un conservator, ține de comunismul chinez sau ce... ce a nimerit pe acolo. Asta e foarte... Aiurea, mi se pare mie. Uh-huh. Dacă te naști într-o societate dementă, ce faci? O perpetuezi așa că te-ai născut acolo, știi? Da. Adică eu e... Nu știu. Se pare că ai un pluralism al tradițiilor care înseamnă postmodernism, știi? În care fiecare tradiție se validează. E ok, că e tradiție, știi? Am născut acolo, aia e tradiție. În timp ce pointul libertarian sau chiar liberal clasic, uite, hai, care articula de ce nu sunt conservatori, e că noi evaluăm tradițiile în funcție de valoarea libertății. Asta e punctul lui de vedere. Există tradiția agresivă, tradiția sacrificiului, tradiția la nu știu ce. Nu pot fi de acord cu așa ceva. Sau altă chestie, citeam despre cum reglementează și să opun inovații și mă gândeam, păi ai zica la... Mai binele e inamicul binelui. Cum
reglezi chestia asta. Ea este că nu te obligă nimeni să inovezi. Nu te obligă nimeni să inovezi. Dar dacă pui limite de intrare, de evoluție, atunci nu lași pe nimeni să producă un mai bine. Adică dacă compari cu, uite, tot felul de povești istorice, astăzi ai putea să zici că măcar tehnologic, măcar uneori poate pe înțelegerea ideilor, n-am evoluat foarte mult, dar măcar tehnologic s-au întâmplat niște evoluții. Ok, poate și legal. Cum să faci chestia asta? Trebuie să-i lași măcar pe unii libertate, na? Să încerce ei, să-și ia ei riscurile ca mai binele să aducă niște pierderi. Și ar trebui să păstreze binele, să nu încerce mai bine. Dar trebuie să-i lași pe unii liberi să încerce. Teoretic, mai binele mai bun decât binele, știi? Da. Problema comunismului e că nu livra cel mai bine, știi? Era doar idealul ăla perfect. Cred că pointul zicale sau nu știu cine a zis asta, scriptura era... Zis chestia asta circulată, era să spună că, uite, ăștia au dorit raiul pe pământ și a venit jale. Iadul. Că altfel, na, logic, mai bine e mai bine decât analitică vorbind. Aș mai cita o chestie înainte de a încheia, mă rog, cel puțin înainte de a încheia ideile mele despre capitolul ăsta. A zice așa că la un moment dat el povestește, unde să, dacă mai găsesc, în contextul feudalismului și a apariției comerțului alea, el citează o scriere numită The Origins of Capitalism, în care se spune așa că expansiunea constantă a pieței, atât în dimensiuni cât și în intensitate, a fost rezultatul absenței unei ordini politice care se extindă peste întreaga Europa Occidentală. Deci, faptul că nu aveau un UE atunci. Azi putem să comentăm așa răutăcios. Ideea e așa, continuă el. Expansiunea capitalismului își datorează originea și rațiunea de a fi anarhiei politice. Colectivismul și managementul de stat au reportat succese doar în manuale, să ne gândim de exemplu la aprecierea constant pozitivă pe care acestea o dau colbertinismului. Orice putere tinde să devină absolută. Dacă nu este absolută, înseamnă că există un tip de limitări care intră în acțiune. Cei care se aflau în pozițiile puterii centrale au încercat fără încetare să erodeze aceste limitări. Toate chestiile astea se întâmplă și astăzi, că de asta vreau să o citesc așa pe de întregul. Nu au reușit niciodată, dintr-un motiv care mi se pare și el legat de sistemul internațional, o limitare a puterii de a acționa în afară de către amenințarea constantă a unui atac extern. Astea sunt două caracteristici ale unui sistem multipolar. Acest lucru implică faptul că puterea este limitată și intern. Deci dacă cumva ai o limită externă, ea se răsfrânge automat și în interiorul centrului de putere. De ce? Pentru că ea trebuie să se bazeze pe centre autonome de luarea deciziilor și poate să le folosească doar cu moderație. Deci, ai anarhie la nivel mondial, trebuie să ai descentralizare și înăuntru. Altfel o să dai cu capul la un moment dat de ea. Mă gândeam la faptul că UE sprijină inovația. Deci are și reglementări. Vrei să spui că subvenționează nobili. Nu, dar cel puțin pe față, adică e și conservatoare prin reglementări, că reglementează și zahărul din ceai, pe de altă parte și îi dă cu societatea bazată pe cunoaștere, cu păi inovație, astea, cu știință. Lasă-mă cu slogane, eu zic cum o sprijină. Cu subvenții. Cu bani de cu subvenții. Da, o sprijină. Buf, o sprijină. Știi ce înseamnă subvențiile? Da? Dacă nu știți, avem acolo sus capitolul din Hazlitt în care povestim. Da? Deturnarea producției. Da. Mare scopul lui cu moartea. Subvențiile înseamnă moartea progresului dacă tehnic, te tehnologic. Dacă aplici pentru o subvenție, ăla trebuie să știe, domne, e ceva normal. Dacă tu spui ceva fantastic acolo, nu-ți dă nicio subvenție.
Zicea unul că avea o din asta, o... Deci producea ouă, deci nu chestii TF-uri. În lista lui de la, de la Botoșani, avea o listă de păsări, știi? Și avea bibilici ăsta. Bă, bibilica nu e aici, nu, tu nu poți să primești subvenție. Că nu am pe listă. Uite că n-am încercat cu libertarianul, să spunem, uite, un de la avansat deci de simplă, societate. Deci este ce inovații. Dacă vii cu niște SF-uri, că vreau să cercetez nu știu ce, nu-ți dă nimeni nicio subvenție. Libertarianul e ceva... Nu, să le scrii toate alea, uite, oferă diversitate, egalitate de șanse, știi? Și cu tot, cu citate din Rothbard, cu o societate sustenabilă, exact limbajul ăla, știi, de lemn, știi, să-l scrii exact în... Parcă vezi că îți dau bani, știi? Ia, 5 milioane de euro. Mi se pare că mereu face distinția asta, Hope, zice, ai mijloace voluntare, liberale, mijloace politice. De unde derivăm foarte simplu că politica este violență, de fapt. Nu e directă, dar cine te-a atacat? Dar după toate emisiunile... Ai spune așa că dacă se pot împărți în două, da, și într-o parte ai mijloace voluntare și liberale și într-o parte ai mijloace politice, tot ce poți să spui prin împărțirea asta este că mijloacele astea politice nu sunt nici voluntare și nici liberale. Da? Că de asta am mai creat o categorie nouă. Acum, dacă nu sunt voluntare și liberale, ai putea să spui că sunt indiferente, dar ele ar putea de asemenea să cadă din A în non-A și să fie non-voluntare și non-liberale. Dacă ar fi indiferente, mi-ar fi și mie indiferente. Exact. No. Și de asta nu cad în categoria de indiferență. V-ar fi și vouă indiferente. Exemplu a dat de Rothbard, încearcă să nu plătești taxele și vezi dacă e indiferent statul la chestia asta. Uite, dacă tu nu cumperi un croissant din Lidl, da, Lidl e indiferent, deci nu ți se întâmplă nimic. Ei, încearcă să nu plătești taxele. Vezi, dacă e la fel, că asta e diferența. Na. Bun. Altele? Nimic. Acestea fiind spuse, mulțumim pentru răbdare și atenție. Pentru Costel Stăvărache, Gabi Munteanu, Alex Chiriac, eu am fost Valentin Berceanu, noi am fost în Dodi. Poate astăzi mai mult decât oricând vă aduci în aminte că stat te vrea sclav și e bine să te gândești și la libertate. Afuera! Ii fost eridis!